Într-un tărâm îndepărtat, în văile împădurite ale regatului romantastic, trăia un bătrân înțelept pe nume Moș Tărăboi. Acesta își petrecea zilele învățând tinerii din sat despre vechile legende și despre cum să se ferească de capcanele moderne ale internetului. De altfel, Moș Tărăboi era și păzitorul unui mic artefact magic, telefonul Smartphone, care putea deschide porțile către alte lumi. Într-o zi, un tânăr flăcău din sat, pe nume Gigeleț, s-a